bine ne-am regăsit la prima conferință de presă a organizației municipale a PSD de două luni de când sunt nici numit, ci în care am revenit la sentimentele de mult lăsate și am revenit în PSD la cererea și a organizației județene, dar și a organizației centrale. Am alături de mine, și n-am venit astăzi singur, am alături de mine pe domnul Sorin Ruse, colaborator, prieten, coleg, persoană cu care am lucrat foarte bine de 13-14 ani, de când, eu știu, am intersectat așa și administrativ, dar și personal, ambii fiind membri în Clubul Rotary, deci... Adică ne leagă ceva, de ceva vreme, o relație deschisă, o relație curată, frumoasă și fără patim. De ce a venit alături, vă va spune el, pentru că de ieri este membru PSD, cu acte în regulă, este o persoană care se alătură echipei de la municipiu să întărească această echipă. Faptul că am lucrat împreună, am făcut lucruri bune împreună, l-a făcut, după multe cugetări, să revină sau să vină în organizația PSD a municipiului, pentru faptul că, zice, cel puțin din discuțiile care le-am avut cu el, a fost perioada cea mai benefică atât pentru municipiu, cât și pentru toate societățile din administrarea Consiliului Local. Sorin. Mulțumesc, bună ziua. După cum bine știți, în ultimii 3 ani am activat în organizația municipală AUR. În toată această perioadă am fost președintele organizației municipale cu împuternicire și până în momentul în care, într-o seară, noaptea ca hoții, s-a întâmplat un lucru pe care nici acum nu prea mi-l explic. Am căutat să am discuții cu conducerea partidului la nivel național, am reușit să vorbesc, nu sunt lămurit nici acum ce s-a întâmplat. Știți cu toții că există un alt candidat. Eu devenisem un simplu membru din, aflam și eu din conferințele de presă ale partidului, dar în același timp primeam mesaje de la Secretariatul General că sunt președintele organizației municipale și trebuia să le dau niște informații referitoare la membri. Cred că până ieri am fost președintele organizației municipale. Nu vreau să dezvolt prea mult subiectul a ce a fost și nici nu o să dau în foștii mei colegi. Nu... Și când eram în AUR, nu asta era modul meu de a face politică, să dai în ceilalți. Politica, după părerea mea, se face arătând și convingând oamenii că ești capabil să faci administrație, să promovezi proiecte benefice, să faci lucruri pozitive. Probabil că aici cumva am fost un pic defazat față de politica partidului. N-am putut să mă schimb, mai ales că era și cumva unidirecțional activitatea asta de opoziție, săream doar într-o direcție, spre PSD, dar încă o dată vă spun, politica nu înseamnă să stai pe garduri cu buvuzelele și să sufri în ele, că până la urmă oamenii să convin că nu ești capabil că atunci dacă ajungi într-o poziție cheie, câștigi niște alegeri să și faci administrație. Venirea mea în PSD, cum v-a spus și domnul Barbu, este pentru că dânsul m-a dorit. Am avut o colaborare foarte bună, profesional și uman, în toată perioada 2012-2020. Și cumva avem și o gândire comună referitor la cum se face administrarea unui oraș. Am și discutat foarte puțin adevărat despre cum vom aborda
și campania și după aia când dânsul va fi ales primar, sunt lucruri care trebuie să fie abordate în mod realist, nu cu senzațional, nu cu proiecte fanteziste, că primăria și orașul nu este Bollywood sau, eu știu, alte filme din astea unde mai facem schimb de fantezii sau de idei. Trebuie să se bazeze pe lucruri concrete. În primul rând, orașul trebuie să fie curat, să fie bine întreținut, să existe bucuria de a te plimba prin oraș fără să fii agasat de câini, de iarba crescută. Astea sunt lucruri care nici ar trebui să se vadă. Ține de ABC-ul unei administrări. De asemenea, ca investiție, ce văd eu, care este obligatoriu să fie realizată în viitorul mandat, este șoseaua de centură. Trebuie să făcute toate demersurile ca să finalizeze șoseaua de centură, altfel străzile vor fi în curând cum au fost înainte. Cam atât. Cunoaștem amândoi foarte bine sistemul ăsta bugetar. Știm ce înseamnă un buget realist, știm cum se face o execuție bugetară, astfel că nu avem nevoie de timp pentru a ne pune la punct, pentru a ne familiariza cu ce înseamnă primăria. Eu îi mulțumesc pentru că m-a dorit alături de dânsul și sunt sigur că vom face lucruri foarte bune în continuare. Nu vreau să comentez. Nu vreau să comentez. Că n-are rost, sunt aici. Acum... Mie nu vine să cred că sunteți la PSD, pentru că ieri la conferința de presă AUR erați încă la AUR. Da, păi asta am spus și eu. Ei... Nu plecase nimeni la AUR, așa au declarat ei în conferință. Da. Chiar colega mea. Am întrebat dacă a plecat cineva și a venit. N-a plecat nimeni. Da, am până acum. Au plecat cei care nu vor să muncească. Da, asta la tema. Da, da. Nu știu ce înseamnă munca acolo, probabil ce spunea mai devreme, vuvuzelele și strigatul pe garduri. Nu poți doar asta. Da, politica unui partid trebuie să bazeze și pe lucruri concrete, pe să arăți ce vrei să faci, să arăți cum, dacă ești în stare să faci, ori doar a arunca cu gunoi, doar a arunca cu mizerii, doar a ieși să fii negativist în tot ceea ce se întâmplă, nu o să-ți dea niciodată una tu că vei avea capacitatea atunci când vei putea să deții puterea, fie că se nivel la central, fie că discutăm administrativ, să faci ceva. S-au mai întâmplat și acești ani în care au ieșit pe stradă, au spus că dezvoltăm Giurgiu, vom face asta, vom face cealaltă, avem capacitatea, avem specialiști, avem oameni și ne-am trezit că s-a ales praful de orașul ăsta în 3 ani de zile. Nu numai la nivel, eu știu, declarativ, dar sunt probleme enorm de mari în acest moment privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul acesta. Nu mă refer la datorii. O gândire simplistă, focusată doar pe ce are în buzunare, nu-ți dă dreptul și nu-ți dă capacitatea de a vedea situația de ansamblu asupra dezastrului care este acum în primărie. Am ascultat când în conferința de presă când spunea încerc să aduc primăria să nu mai avem datorii. Da, e un deziderat fantastic de frumos. Dar nu mai ai datorii, cheltuieli curente, adică ca pe vremea lui Ceaușescu. A oprit curentul, a oprit mâncarea, a oprit tot ca să plătească datoria externă și să fie ok. Dar nu era de ajuns. Pentru că în acest moment nimeni nu s-a uitat cu ce balast vin în spate proiectele europene determinate. Te uiți pe lucruri scurt, vă uiți în buget. Bugetul știți cum e acum la primărie? Ce am în buzunar și dacă mai am casă deasupra capului. Cam aici ne aflăm. Am în buzunar niște bani sau nu mai am cheltuieli foarte mari, datorii foarte mari, le-am plătit. Ce băia bună am fost, eu am luat de la barbă nu știu câte datorii și le-am plătit. Ok, dar vin acum proiectele neterminate unde sursa de finanțare exista la vremea respectivă din fondurile europene nerambursabile,
acelea le-ai dat înapoi, au rămas lucrări începute, neterminate, cu un rest de executat fantastic de mare și pe care tu ești obligat în momentul ăsta să ți-l susții din surse proprii. Să ai banii pentru ele. Nu s-a gândit nimeni pentru asta. O să zic că nu știu ce o să fac. O să dau vina pe barbu că l-a mâncat pe el undeva să facă atâtea proiecte europene și uite ce probleme ne-a făcut noi, ce ne trebuia nouă aia, ce ne trebuia nouă. Pe principiul ăsta nu ne trebuie nimic, mai bine stau așa într-un cort decât să fac și eu o casă frumoasă. Și când va vedea că nu poate să le termine, o să ascultați discurs prin vară, când o să spună, dacă nu ne dă guvernul în momentul ăsta, o să trebuiască să dăm toți banii înapoi, pentru că la sfârșitul anului noi nu avem cum să terminăm proiectele astea până la sfârșit, că nu avem bani. Constructorul nu mai lucrează, ăla altul nu mai îndă bani, credit banca nu mai îndă, că am, deja am luat 24 de milioane ca să susțin proiectele europene. Și dacă nu găsesc o formă acum de înțelegere cu bancă ca sursa sau finalitatea să fie proiecte naționale în momentul acesta, nu proiecte europene. Cred că nu înțeleg cei din administrația actuală noțiunea de proiect din sursă proprie și proiect european. Eu nu știu că în conferință a zis foarte bine. Uitați că aceste proiecte cu finanțare europeană se vor mai numi proiecte europene din anul acesta. Din anul acesta se vor numi proiecte locale. Sursa s-a dus. Deci a avut finanțare proiecte europene până la 31 decembrie. Restul de executat trebuie susținut din surse proprii. Nu le aduci și nu termin proiectul, dai toți banii înapoi. Asta e regula Uniunii Europene. N-am stabilit-o noi, nu o facem noi. O știam de la început. Ori suma aceea, și o să intrăm pe buget în momentul următor, suma care se vehicula că nu iese și nu dă egalitate bilanțieră în buget, suma aceea este doar cofinanțările pe care le-au primit, avansurile spre decontare pe care le-au primit din surse europene și care trebuie date imediat înapoi. În momentul acesta mai sunt și cofinanțări locale, sumele de bani pe care primăria trebuie să le pună, că nu toată suma a fost a Uniunii Europene. Vom intra în faza aceea. Și vă spuneam că nici nu înțeleg mecanismul, iar Sorin face parte din categoria profesioniștilor. Cel puțin pe meseria noastră, finanțe, contabilitate, e mai specialist ca mine. Pe finanțe nu știu cât, dar pe contabilitate sigur este și expert contabil și auditor. Iar tandemul care eu am venit în 2012 la ADPP-ul, pentru că acolo am găsit o situație catastrofală. Aveau vreo 120 de miliarde pierdere, mai aveau vreo 120 de miliarde în bani vechi, mă refer, dat credit la bancă și nu mai aveam niciun ban în cont. Deci era exact datoria ADPP-ului, era cât am lăsat eu la primărie, dar nicio sursă din spate să mai vină. Pentru că atunci fostul primar, când nu putea să mai ia credit, spune, faceți voi cheltuiala. Și le-au dat terenuri, le-au dat ca să pună garanție la bancă și să ia credit. Bineînțeles că banii s-au dus și în spate n-a ieșit, n-a rămas nimic, s-au rămas doar datoriile. Și țin minte că nu le-a fost simplu să ducă mai departe acea societate, să rescadențeze toate cheltuielile, să rescadențeze toate plățile care le aveau și să vadă de unde găsește sume. Chiar țin minte că am avut discuții mari în contradictoriu că veneau să ceară lucrări cât de multe. Și am zis, bă, dar n-aveți capacitate. Eu vă dau lucrări cât de multe, dar n-aveți capacitate să le faceți pe toate. Păi că dacă n-avem lucrările astea și nu reușim să plătim și salariile și să plătim materiile prime și să mai dăm și la lichidator, o să, la, știa cum îi spune, la bănci și la creditori, o să intre în faliment și în momentul ăla pierdem tot. Și am mers până în 2019. Exact pe sistemul acesta. Când nu s-a mai putut, veneau băncile, n-au mai acceptat și în momentul acela lucrurile au luat o întorsătură. Și acum este la societatea primăriei care se ocupă de fostul ADPP-ul, de lucrări în oraș, numai că sistemul acum e total aiurea. În loc să le dai bani, să le faci buget, să aibă lucrări, tu nu le dai bani, zici că n-am bani, ei fac cheltuieli că au salariații și țin degeaba și la 3 luni de zile le mărește capitalul. Păi n-ai făcut nimic, mai bine îi pui la muncă și le dai bani decât să le dai capitalul. Ce? Să le-ai mărit capitalul și el e nereal. Pentru că acel capital se duce în mijloace circulante, se duc în cheltuieli efective, nu se duc în
mijloace fixe în ceva să rămână în capitalul societății. Și utilaj, mașini, ce ușor mai lua pe acolo. Da? Și ușor, ușor se vor duce toate. Am observat că s-au încheiat anul toate în glorie, am înțeles. Toate sunt pe pierdere și perla coroanei care avea profit zona liberă, toate. S-a terminat ce făcea înainte obiectul de activitate închirieri și ce lucru în zona liberă, s-a apucat de pădurea Bălănoaia, să se ocupe de piscină, de mâncare. Deci așa e când îți bați nașul unde nu-ți fierbe oala, s-a lege praful. Nu, ele sunt defazate. Ele sunt defazate, conform legii, cele pe mobilitate, fostul POR, vor merge până la sfârșitul anului, iar cel care a fost pe axa 7, dacă nu mă înșel, sau 9, cu Casa Tineretului, a defazat pe 3 ani de zile. Dar acolo n-are sursă deloc. Toate celelalte, neavând surse, trebuie, ei au spus în decembrie, dacă luați toate hotărârile de Consiliu, acolo au spus... Se defazează proiectul până un an sau trei ani cu sursă din bugetul local. Ori ei au venit acum și au făcut bugetul și bugetul v-am spus. Eu, noi n-am vrut să o atacăm. Nu e treaba noastră să-l atacăm ca să găsească vinovatul de serviciu. Să arunce, uite, PSD-ul ne-a atacat bugetul și vezi, Doamne, nu mai dăm salariile la oameni, nu mai dăm însoțitori, nu mai dăm că n-avem buget. Asta ar fi vrut. Nu și-au ales, nu și-au găsit partenerul să facă lucrurile astea. Drept urmare, i-am lăsat în mocir la lor. Le-am dat voie consilierilor locali să conteste la Curtea de Conturi și la Prefectură realitatea bugetului. Acolo fiecare lucrează cu materialul clientului și nimeni nu se asumă. Direcția economică, pe bună dreptate, și-a susținut bugetul pentru că celelalte direcții au trimis niște hârtii. Pe baza hârtiilor, aceasta, directorul de economic, a centralizat și a făcut bugetul. Dar hârtiile alea nimeni n-a avut curajul să spună că banii ăștia noi nu-i mai avem. Banii ăștia noi îi dăm înapoi. Ei au trecut banii care îi dau înapoi ca sursă de venit pentru proiectele pe anul acesta. Nu există. E ilegal. O să vedeți, când o să vină Curtea de Conturi în control, o să vedeți ce se întâmplă. Deja au intrat în fibrilație. Deja s-așteptau să atacăm pe transparență. Nici măcar transparența nu s-a făcut. De 2 ani de zile nu se face. Nici anul trecut nu s-a făcut. Dar am zis, nu, e treaba mea, e treaba lor. Numai că anul acesta, văzând că au un buget dezechilibrat, văzând că nici transparență n-au făcut ca să scoatem în evidență în timpul legal când puteai să faci 15 zile, am zis nu se poate. Și consilierii au luat atitudine la momentul acela. Ce au făcut? Au pus decât o hârtiuță la vizier pe data de 12. Tot ce spune dânsul și o să vă pun la dispoziție materialele în ordinea lor cronologică. Au pus acel afiș în care a spus să publică bugetul. Numai că am avut persoane care au fost în primărie și au pozat avizierul. După 15, după 7... 150 de pagini. Nici dacă tapetai pe toată clădirea nu reușeai să le faci. Dar dacă mergeți acum să vedeți avizierul cu decizii, dispoziții încă de pe vremea mea. Păi dacă intri și le dai toate jos ca să pui bugetul, nu le mai pui pe alea care oricum nu-și mai au actualitate și funcționalitate. Drept urmare, sunt identice. Când a auzit că am făcut poze de la vizier, au venit cu a doua și a zis, da, când ne-am dat noi seama că e cam greu să faci, l-am postat pe site-ul primăriei pe data de 17. Cu gurița primarului, că gura păcătosului adevăr grește. Dacă n-ai, eu știu, tăria și n-ai, nu stăpânești anumite o problematică, o spui din stomac, o scoți în loc să o treci până în cap. Și a spus, noi pe 17 am urcat-o pe site-ul primăriei. Dar, și întrebarea a fost pertinentă a consilierilor PSD. Ok, ai făcut bugetul pe 12, nu negăm. L-ai postat pe site pe 17, nu negăm. Atunci cum se explică că un buget este chintesența tuturor bugetelor de la toate direcțiile societățile primăriei? Deci toate direcțiile, toate departamentele strimet indicatorii bugetari pe anul următor la primărie și toate se centralizează și cum încep să-ți faci socoteala. Dă cu minus sau dă cu plus? Încep să tai. Încep să tai, că ai venituri mici și cheltuieli mari. Și atunci îi spui, dă-o înapoi și mai taie din ele, dă-i înapoi. Ori toate, dar absolut toate documentele care au stat la baza fundamentării bugetului au dată de ieșire de la direcțiile respective 23, 25, 31 ianuarie. În condițiile în care tu pe 12 cu gurița ta îi spui că l-ai afișat bugetul gata finalizat.
Și tu primești toate hârtile. Ba, Direcția de Asistență Socială a fost mai catolică decât Papa. A scris pe data de 29 ianuarie, deci la cât? 17, la două săptămâni jumate de când s-a postase bugetul, alăturat, vă transmitem bugetul inițial al direcției. Adică nu mai fusese altul. Păi atunci cum ai făcut tu bugetul ăla dacă nu ai avut baza, nu ai avut datele? Cum ai făcut? Eu știu de pe vremea când eram primar și nu, problemele acestea nu sunt de acum, sunt de mult. Este greu să faci un buget la începutul anului, repede. Și atunci, până aștepți bugetul de stat, până îți vin de acolo datele. Dar, Oana îmi spunea tot timpul, domn primar, discutați cu ei să-mi dea hârtiile în termen, să-mi dea, sunați-i, îi chemam pe toți, bă, aveți termen atât, n-ați dat, ați încurcat-o. Și primeau în termen, muncea Oana 3-4 nopți până făcea bugetul, dar îl făcea în termen. Mai veneau niște modificări, că mai soseau bani ulterior, ok, dar bugetul era croit 95%. Ori acum aflu că văd pe documentele care sunt la dosar, o să vă dau bugetul și o să-l vedeți în anexe. Eu nu să spune a vorbit barbut în prostii din amintiri. Nu, eu vă dau bugetul și o să vedeți toate anexele, dar absolut toate anexele poartă data după ce a fost afișat bugetul la vizier. După ce ar fi trebuit să fie gata. Explicați dumneavoastră de ce sau cum e posibil? Nu știu. O fi posibil? Poate după alte legi acum. Călătoria în timp. Da. Care și credeți că e cea mai gravă problemă a primăriei în ultimul moment de față? N-au surse pentru 40... Eu din ce am văzut acum, cel puțin 44 de milioane de lei. Deci cel puțin 9 milioane de euro n-au surse. Proiectele europene. N-au surse. Poate să taie ce-o vrea. N-are, suma asta n-are de unde să o scoată. Deci suma aceasta, deci 4... De unde vin sumele astea două? Simplu. 27 de milioane sunt exact excedentul bugetar la sfârșitul anului, care nu-și mai are sursă în anul acesta pentru că sunt sumele de bani pe care le-au primit ca avansuri și trebuie date înapoi. Și a recunoscut Oana în ședință. Da, banii aceștia trebuie să-i dăm înapoi, dar acum îi avem și o să-i trecem în buget. Păi și dacă mâine trebuie să-i dai înapoi bugetul ăla, ce mai faci cu el? De unde vii cu alte surse ca să acoperi? Nu știu și nici nu pot să vii să faci. Al doilea sunt sumele, 17 milioane, sunt sumele posibil de încasat din rambursări, din cereri de rambursare proiecte europene, care nici măcar nu s-au depus. Au termen să depună la autoritatea de management până la sfârșitul lunii februarie. Să depun la sfârșitul lunii februarie, banii nu vor intra mai devreme de aprilie-mai. Ori legea bugetului și legea finanțelor publice locale spune clar, nu poți constitui un buget decât din surse certe și exigibile. Și că sumele care nu sunt certe se vor constitui venituri în momentul încasării. E simplu, nu spune altceva. Ori le-au băgat acum, ci că sume posibil de încasat. Nicăieri nu spune. Dar altfel nu se închideau pe buget. Dacă ne aducem aminte, cred că pe la Gym, la o emisiune până noiembrie, le-am spus, sunt curios cum își vor face bugetul pe anul viitor. Uite că mi-au satisfăcut curiozitatea, l-au făcut zrețe. Nu știu, o să iasă în conferință, eu aștept să văd decizia Curții de Conturi. Și o să vedem ce spun. Dar e nici prefectura și acolo are o problemă. Pentru că doamna prefect a fost director economic. Deci stăpânește problematica, nu bine, foarte bine. Când era în Consiliul Județean, a fost director economic. Și sub Vasile Mustățea, și sub Maria Mina, adică are experiență și înainte. Are experiență foarte mare. Bugetele au făcut multe și la Consiliul Județean. Deci nu cred că atunci când va sosi acest buget la prefectură pentru viza de legalitate, să nu-și arunce o privire așa vis-a-vis de, eu știu, corectitudinea lui. Sustenabilitatea lui. Nu numai corectitudine. Sustenabilitate. Nu e sustenabil. Și astea sunt doar sumele. Eu am zis minim 44 de milioane. De ce? Am informațiile doar din banii care trebuie să-i dăm înapoi la Uniunea Europeană și viitorii bani care o să ne intre peste 3-4 luni. Dar mai este cota de cofinanțare a primăriei la proiectele acestea. Și ea a plecat cu 2% și datorită creșterii prețurilor a crescut. Poate la 10%, la 15%, la 20% din restul de executat. SAS Campus.
Ăla nu e, ăla are bugetul lui, n-are treabă. Ăla nici nu măcar nu l-a trecut. Eu n-am văzut campusul cu sucuri, pentru că n-a pornit încă, l-au trecut, n-au semnat încă, au semnat contractul, dar n-au făcut. Și acolo e o gaură de 3 milioane. N-am văzut un buget, campusul nu l-am văzut deloc în buget. Când a venit și campusul cu 3 milioane... Deci că... decât să se apuce, să înțeleg și eu bine, decât să se apuce toate proiectele, să se împrăștie pe toate proiectele, putea să se apuce doar de unul, de două, să le finalizeze eventual... Care proiect? Proiectul european, de coridoare. Putea să lase unul din coridoare să lase deoparte? Nu, erau legate. Erau legate. Deci, proiectele acestea au fost făcute în mai multe etape, pe mai multe, despărțite în mai multe proiecte, datorită faptului că nu ne permitea decât maxim 15 milioane un proiect. Și noi am avut proiecte de 40 de milioane și atunci am făcut unul de 14 și ceva milioane, unul de 11-12 milioane și restul a ieșit de vreo 7 și ceva 8 milioane. Ele sunt interconectate pentru că baza era... să asigurăm mobilitatea urbană în tot municipiu, dar în interacțiune. Nu făceam mobilitate urbană în tineretului, altă mobilitate urbană. Ea trebuie să conlucreze, să fie mobilă în tot orașul. Iar autobuzele să nu meargă din tineretului și după aia să meargă pe un alt tip de drum, nemodernizat, fără bandă și fără monitorizare. Și fără... Deci când am luat decizia, să facem un plan integrat de dezvoltare urbană și de mobilitate urbană. Acest plan integral l-am rupt în trei bucăți, iar partea de IT-ul este pe coridorul estic. Deci tot ce înseamnă partea de soft este pe un coridor. Autobuzele le-am avut, 6-5-2. Deci autobuzele au fost tot așa și am unit toate trei proiectele într-un proiect nou și l-am licitat ca să fie același tip de autobuz. Că dacă scoteam, ne-a permis la licitație, așa au făcut toți în țară, pentru că dacă scoteam trei proiecte și unul venea cu un tip de autobuz, unul cu alt tip de autobuz și unul cu alt tip, o să avem trei tipuri de autobuze în oraș în care trebuia mentenanță pentru trei și tot ce însemna partea de utilizare. De aceea lucrurile au fost integrate. Nu puteai. Casa Tineretului s-au făcut toate celelalte investiții, adică trotuarele în Rudari, s-au făcut grădinița 4, grădinița 9 în interior, s-a făcut terenul de sport de la școala 6, de la liceu economic. Mai urma să fie făcut lângă Casa Tineretului un loc de joacă și cam atât pe proiectul acesta. Și restul 3 milioane jumate bani pentru Casa Tineretului. Plus vreo 2 milioane au fost bani pentru, nu știu ce s-a întâmplat cu partea aceasta de, soft, nu de hard, adică partea de pregătire a personalului, știu că l-a avut infogrup. Pentru că după ce aveai Casa Tineretului, trebuia să aveai și bani de funcționare și de susținerea unor cursuri și tot ce aveau nevoie încă 3 ani de zile pe perioada de implementare. Oricum a renunțat. Nu, s-au blocat total. Au avut au dat înapoi 98 de miliarde de bani vechi. 9.800.000 au dat bani înapoi avansul. Primiseră bani în cont, ei aveau un bani. Eu nu știu de ce au stat 3 ani de zile și au așteptat. Proiectul era gata din mai-iunie 2020. Deci știu că am aprobat în Consiliu proiectul tehnic. Având proiectul tehnic, având toată documentația, scos la licitație. Ce le-au trebuit să scoată tocmai în 2022 la licitație, nu o să înțeleg niciodată. Cred că n-a vrut să-l facă. Dar luat așa că trebuia că îl pisau toți cu Casa Tineretului, Casa Tineretului, Casa Tineretului, cred că a cedat emoțional și n-a renunțat și la proiectul ăsta. Acum cred că își dă cu pumn din cap sau nu-și mai dă deloc. Zice, dacă... Da. Un proiect care va genera costuri foarte mari pentru primărie, fiind centru social, de, nu știu ce se face. Pentru dânsul toate se înseamnă, inclusiv că folosim autobuzele, o să ne coste o groază șoferii. Știți cât costă șoferii? Da, bă, dar și ea produc. Îi aduc bani din tichete, din ce? Adică toți câștigă. Liber Trans, credeți că facem pierdere? Serviciu pe un municipiu? Cei care fac transport interregional sau interjudețean sunt pe pierdere? Nu. Își scot banii, salariații aceia scot banii de munca lor, adică nu e o activitate gratuită. Plus că tu subvenționezi
cu 1.800.000 lunar. Îi dai lui Libertrans. 120, nu, 120.000, 180.000. Acum, 180.000 dai lui Libertrans. Păi bă, îi dai, ți-i dai ție, îi dai lui Tracum după aia. Tot îi dai, că ai gratuități, ai copii, ai multe lucruri. Deci îi dai lui Tracum după aia, îi dai societății tale. Deci are de ce să-ți plătească salarii. Hai să fim realiști. Adică să ai o societate, acum eu vin din partea asta, la alta privată, să ai o societate comercială în care cineva îți dă 13 autobuze gratis, îți dă și traseu, îți dă și un sân, balta unde să pescuiești și spune, bă, pune-le la muncă și nu mai dai niciun ban pe autobuze. Tu doar să vezi dacă îți plătești salariile și să ajungi pe profit. Păi e bomboană asta. N-are stație de... Ce stație? De CNG? Și de un an de zile de ce nu o face? Știi ce se întâmplă cu stația? Deci a plecat directorul care a stat 3 ani de zile pe salariu imens și a plecat în decembrie, a început să le fie frică la toți. Pentru că se încearcă acum, prin a da acelui operator Libertrans, prin Smarad, la SRR, care e tot Libertrans, a-i se da terenul de sub clădire, având terenul să duc repede și și-au autorizațiile, și de la pompieri și de la toate instituțiile, și după ce și-a luat autorizațiile, după aia noi trebuie să ne raportăm la autorizația lui. Adică primăria cu stația de CNG trebuie să se raporteze cu distanțe, cu funcționare, la ceva existent. De asta e bătaia mare. De aia stă stația nici... Păi ce i-a ținut pe cei de la Strabag să nu termină stația? De ce n-au făcut căile de acces? Ce le mai trebuia? Că proiectul l-au aprobat după vremea, mea, l-au actualizat în momentul acesta, au cumpărat utilaje, de ce nu le montează? De ce nu termină stația? Ca să, da, dacă termină stația, după aia o problemă cu Libertrans, că nu mai poate să-i prelungească. Găsesc tot timpul motive. Au făcut Tracumul racordul de gaz. Nu s-a uitat copilașul ăla deloc, că bă, racordul de gaz, ia să mă uit și eu, ce proiect are primăria pentru racord de gaz, dacă tot îl fac? Au făcut o țevușcă ca să-și meargă prostia aia lor care a vrut să o ia de la firma care le-a bubuit stația în curte. Și când au văzut că le-a bubuit, s-au potolit toți. Au zis, nu mai luăm de la ăștia. Și au venit și au făcut o țevușcă mică. Acum, când a venit proiectul, și-au dat seama că țeava e mică. Și trebuie să facă una mai mare. Alți bani pe care ia tot o firmă din grupul PNL-ului să le facă lucrarea. Dar e o problemă mai mare acum. Că trebuie să se ducă cu țeava dincolo de Gloriei. Că conducta principală este pe terenul pe aproape de partea cu Dunăreana. Și trebuie să treacă pe sub șoseaua proaspăt făcut și trebuie să treacă cu cârtița pe dedesubt și o distanță foarte lungă și poți să dai de piatră, poți să dai de beton și o problemă imensă. Hai să zic că rezolvă și cu conducta de gaz. Înainte puteau să o facă că strada era nefăcută. Deci tot băga țeava pe jos, veneau ăștia și făceau lucrarea și era ok. Mai garanție. Ce garanție? Strada. Acum nu mai taie. Măcar băga o țeavă. Îi spunea, bă, pe aici trebuie să ne treacă nouă conducta de gaz. Bagă o țeavă jos de 150 și prin țeavă aia tragem conducta de gaz, că nu e niciun. Au descoperit după 3 ani jumate în care trenează cu proiectul ăsta, când știau ce capacitate au nevoie, ce putere electrică au nevoie. Și au stat și acum spun că avem decât 40 de kW, ne trebuiau 75-80. Și trebuie să facă post de transformare. Nici într-un an nu-l fac. Nu mai știu ce consilier a făcut pariu cu primarul că își termină mandatul și nu o să dea drumul la autobuz. Deci ai spun pariu. Îl câștigă sigur. Maria Mărului. Da. Da. Mie mi-a plăcut de... Și acum îl mai las și pe Sorin să mai spună ceva. Mi-a plăcut de cei de la AUR. Eu am intrat într-o polemică cu ei așa. Dar mai mult la nivel de glumă. Au luat-o în serios. Că, da. Da, da, da. Să uite acum ce au avut sau ce... Îți gândesc discursul. Da. Da. Și mai discutam cu ei și cu Sorin. Zic, bă, eu n-am înțeles politica asta voastră cu două măsuri. Pun, comasarea s-a stabilit în coaliție. Ați venit și ați aprins lumânări la PSD trecând pe lângă sediul PNL-ului. Bă, de pe la aia, de ce nu i-ați luminat și pe ei, mă, la față un pic așa? Și a zis, așa am avut direcție, acolo să mergem. Bine, ați avut direcție pe PSD. La fel, ați auzit vreodată de la membrii, de la conducerea AUR, vreun singur discurs împotriva PNL-ului? Păi să ne spună domnul Sorin Ruse. Care e legătura domnului? De ce e să evită sediul de mai încolo și toate țintele sunt mai...
aici. Când s-au pus lumânările, nu mai eram implicat în aur, dar așa este. Motivul, cred că știe toată lumea, mă apuc eu acum că n-am dovezi certe, dar știm cu toții că asta este linia, cel puțin la Giurgiu, dar cred că și la nivel național este cumva o alăturare AUR-PNL. Eu știu că se mai negociază, una se spune la televizor și alta se întâmplă în realitate. Chiar și protestele alea, vin în urma unor negocieri eșuate sau eu știu. Cred că... AUR nu e ceea ce pare la televizor. E doar o spoială aurită sau... nu vreau să dați în casă și să mergeți în spate că față de colegii dumneavoastră, dar nu, pentru toți a fost o surpriză așa și la nivel local. Lovești în tandem, nu știu ce i-a speriat așa tandemul ăsta Barbu-Mina, cred că nu l-au conceput niciodată. În niciun laborator politic al PNL-ului sau al AUR nu au gândit ei că ceilalți sunt liniștiți așa. Dar n-au gândit că poate exista acest tandem. Da, m-a sunat un jurnalist, membru PNL, plimbăreață pe la Strasburg și pe la Bruxelles, să mă... Bine, mi-a zis așa frumos, dar a plecat în dojană. Că, zice, ați început campania? Zic, vreau să aflu și eu de la dumneavoastră un punct de vedere. Zic, n-am furat campania. Păi vă faceți campanie mai devreme. Zic, nu, asta este publicitate politică. Nu este campanie. Campanie înseamnă dacă pui votat sau pui funcția, pui primar, președinte de Consiliul Județean. Atunci e campanie. Zice, da, da, transmiteți așa. Zic, nu. Și zice, și ce v-a făcut să... mai departe așa. Ce v-a făcut să vă întoarceți la PSD? Faptul că eram PSD și faptul că tot ce am avut cu PSD-ul a fost datorită lui Bădălău. În momentul în care Nicolae Bădălău a dispărut de pe scena politică și giurgiuveană și națională, relațiile mele au fost corecte după, numai că deranjasem în perioada când am plecat, s-a pierdut municipiul, a fost mai greu de digerat și, drept urmare, supărările astea au trenat încă ceva ani. După aceea, între oameni normal să discută, caz la te așezi, astea-s politicienii. În politică am învățat și eu că niciodată să nu spun niciodată. Da, da, ziceam, spuneți că când ați făcut conferința aceea de presă și a spus că plecați de la ProRomânia, a zis că nu o să candidați, îmi pare rău. Am spus exact ce vă spun și dumneavoastră. În politică, niciodată să nu spun niciodată. Nu știu ce decizie voi lua și dacă o voi lua, dar veți afla la momentul respectiv. Deci nu am lăsat așa. Acum dau din casă un pic așa. Înainte am fost sunat de cineva, că direcția mea era clară să ies total. Și am fost sunat de cineva și mi s-a spus, ai grijă ce spui, să nu fii tranșant pe rupere politică. Că încă mai ai de spus și de făcut mult în politică și în administrație. Și să nu-ți fie greu după aia să retractezi cuvintele. Și atunci, mai știu că nu sunt foarte bun politician, că ce mi-e îngușă și încăpușă. Dar atunci am zis, hai să fiu un pic mai ponderat așa, să nu fiu chiar radical și să spun, ducă-se în pustie, nu mai mă interesează politica. I-am șters. Știți cum este? E pe principiul acela. Ce știe tot satul, nu știe bărbatul. E mai bine. Decât să știi să te cerți în familie, mai bine nu știi. Bă, dacă nu știi, nu știi. Doar liniști în noapte. Și nu ai insomnii, nu începi să te enervezi, să-i răspunzi. Am avut câțiva prieteni care mi-au spus cenzurează-ți total răspunsurile către toți terchea, berchea, neica, nimeni și conturi false și tot. Nu le mai răspunde deloc. Vă zic, sunt bărbat, sunt scorpion, mă cam pleacă după la stomac așa și parcă-ți vine în momentul ăla, e clar. Și după aia, dacă mai trece timpul, nici mai mă interesează. Zice, nu mai răspunde deloc. Nu merită. Cineva care nu-și dă numele, cineva care o ține langa și te face în fel și chip, are sens să intri în discuție cu el? Nu are sens.
Deci nu, din punctul ăsta de vedere am devenit foarte, foarte, eu știu, calm și cumpătat în a mai răspunde. Ce am de spus, voi spune oamenilor. Eu zic că pe partea de organizare, zic eu că sunt, e un domeniu în care mă cam pricep și am demonstrat în toată perioada aceasta. Ce pot să le spun? Că direcția mea și modul meu de campanie va fi strict cel din 2012. Deci să aibă grijă. Cu asta am spus totul. Vedem dacă voi avea și rezultatele din 2012. Dar voi merge exact pe aceeași filieră și modalitate de a face campanie, pe acel tipar.